A scăpat ca prin minune. Astăzi un accident rutier s-a produs pe raza localității Șimian. O autobasculantă care ieșea de pe un drum fără prioritate i-a tăiat calea unui autoturism care se deplasa regulamentar pe DN6 în direcția Craiova. La un pas de tragedie, în timp ce conducea un autoturism, un șofer a fost surprins de o basculantă care i-a tăiat calea, iar în urma impactului, mașina a intrat frontal sub sașiul autoutilitarei. Accidentul rutier ar fi putut avea un final tragic, întrucât autoturismul care mergea regulamentar a intrat puternic în zona rezervorului de combustibil, putând izbucni în orice moment un incendiu. Astăzi, poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de o femeie din municipiul Timișoara, cu privire la faptul că pe DN6, la ieșirea din localitatea Șimian, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că un bărbat de 59 de ani din comuna Burila Mare, în timp ce conducea un ansamblu de vehicule pe o alee de acces către o societate comercială, la intersecția cu DN6 a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 29 de ani din municipiul Timișoara. În urma accidentului, șoferul autoturismului a fost rănit ușor, refuzând transportul la spital.